Salutări dragilor de la garaj la Macaplight. Avem astăzi în lucru un Nissan Qashqai 2. Îmi cer scuze pentru voce, sunt puțin răcit. Astăzi vom înlocui ventilatorul de habitaclu, blower motor. Așadar, după cum vedeți, ne-am apucat, vom scoate plasticile. Vom scoate lateralul, este în clipsuri, doar se trage, la fel și panoul de sub volan. Avem două șuruburi de 10, după care mufele ies foarte, foarte ușor. O să încerc să vă arăt unde este localizat motorul, deci sub volan. Vom intra și chiar deasupra caloriferului de căldură, dacă vedeți dumneavoastră, ia să vedem, acolo, ceea ce vedeți rotund, este ventilatorul de habitaclu. Trecem mai departe prin demontarea pedalei de frână, demontarea pedalei de accelerație cu șurub de 13, unul aici, unul sus. Vom scoate și nitul, după care tot angrenajul de pedale vine la noi. Urmând mai departe să ajungem la ventilator. După înlăturarea podului pedalier, se va vedea foarte ușor acum ventilatorul. O să avem nevoie de o tubulară de 10, întrucât avem un șurub de 10 sus. Poziția, să știți că este un pic incomodă. O să trebuiască să scoatem și mufa. Vedeți mufa aceea? Vom scoate șurubul de 10 de acolo, după care prin rotire și-l vom extrage. Loc ar fi, zic eu, suficient să putem să-l scoatem. Poziția este afară, pe spate, cu mâna sus. O să trebuiască să ferim câteva fire, poate chiar să scoateți mufa de la clapetă, după care ne facem loc, iar ventilatorul va veni spre noi pe lângă pedale și-l vom, să găsim o poziție mai bună, și-l vom coborî în jos. Chiar de va trebui să mai demontați ceva, nu este o problemă. Uitați, el vine spre noi. După cum vă spuneam, poziția una foarte incomodă. Încercăm să-l scoatem. Asta este nitul de la pedala de frână. Încercăm să-l scoatem spre noi. Cred că nu trebuie asucit. Haideți să mergem înapoi. Așa. Se vede, este plin, este negru. Acest ventilator nu avea cum să mai meargă. Așa. Un pic forțat și l-am scos. Uitați-l. Ventilatorul la Nissan Qashqai 2. Ne-am și lovit. Noi vom înlocui și rezistența de trepte, tot acolo o găsim. Am luat produsele noi. Îl vom pune înapoi și vom face o rezistența probă de trepte. O găsim localizată tot aici cu un șurub. Am înlocuit-o, ventilatorul l-am pus înapoi. Haideți să-i facem o probă. Probabil pe filmare se va auzi vântul, să spunem așa. Vom pune contactul. Dăm drumul la climă și da, cu siguranță merge. Auziți? Cu siguranță merge. Puteți vedea așa. Deci îmi împinge punga. Acesta este, dragilor, tutorial despre schimbare ventilator habitaclu blower motor la Nissan Qashqai 2. A fost un pic de muncă, dar s-au înlocuit piesele și recomand piese noi. Până la următorul tutorial, Mihai Nistor de la garaj la Macaplight vă salută!